rezolvat. Gata. Nu mai fac, uite. Cal. Îți vine să crezi sau nu, sufletul meu, am făcut 17 verse în 3 ore. E chinuitor. Auzi cum îmi bate inima. Spui tu. Nu, nu, serios, ascultă acum. Ia. Te pomenești cu ificardia. Auzi? Știu, să-ți pare rău dacă mor? Acum citesc, vorbim după. Nu, serios, o să-ți pare rău dacă mor așa, dintr-o dată. O să-ți pare rău? Ia zi, Nicolae Alexeevici, o să-ți pare rău dacă mor? Da sau nu? Îți pare sau nu rău dacă mor? Și pare rău că duc niște vot, că de-aia îmi pare rău, e dezgustător. Dar ce miroase. Ciudat. Bine. De fapt, nu e nimic ciudat, că la Pleșnikov m-am întâlnit cu domnul judecător și am ciugnit câteva păhărele. Dar la drept vorbind, să bei face rău, nu? Face rău? Face rău să bei? Face rău, nu? Așa e? Face rău să bei. Mișa, dacă e de nesuportat, lasă-mă! Gata, vinovat! Sunt vinovat! Faceți ce făceați în continuare. Mi-ar fac domnul să vorbească imediat. Era suit. Dați-mi, vă rog, 82 de ruble. Ce 82 de ruble? Pentru ce? Pe mine trebuie să plătim muncitorii. N-am. Vă foarte mulțumesc, n-am. Trebuie sau nu să plătim muncitorii? Nu știu, habar n-am. Așteptă până la începutul lunii când primesc bani. Muncitorii nu vin după bani la începutul lunii, vin după bani mâine dimineață. Și eu ce vrei să fac, tare, mă, sponsor, mă, n-am niciun bani. N-am un obicei idiot să mă bas la cap când citesc sau când scriu. Deci eu atâta vă întreb, trebuie sau nu să plătim muncitorii? Dar ce bat eu cu de pomană? Uite că mâine vând troica. Am vândut orzul, abia încolțit, mâine vând și secarea, vând tot! Nu se poate așa ceva, ci că suntem administrație model, 1000 de seatine de pământ și n-avem o paracioară în buzunar. Să gândi cu dumneavoastră, este avem foarte greu. Dar n-avem timpușon, asta e problema. Și dacă mă zbat să fac un ban cinstit, mereu sunt prostul, nu? Aveți o voce demnă de o dacă ne ascultați, o să ajungem în sapă de lemn. Ascultați ce spun aici, ajungem în sapă de lemn. Deci eu nici nu mai vorbesc, doar. Păi nu se poate așa ceva. Mișa, tu erai? Da. De ce țipi așa? Păi țipă, cu Nicolau, o luați unitare, poți să-ți iei câmpii, doamnă. Mișa, te rog, poruncește să se aducă fân pe terenul de cricket. Fân pe terenul de cricket? Hai, mai lăsați-mă cu prostiile astea, vă rog, cip! Fân pe terenul de cricket, auzi la ea? Ia te uite ce ton! Mișa, să știi că nu te prinde deloc! Dacă vrei să te iubească femeile, să nu te arăți mare în fața lor și să o faci pe supăratul. Vinovat, sunt vinovat! Amiuta, intră în casă, să nu ți se facă rău dacă stai aici. Unchiule! Ha! Ia-mă în casă, te rog. Treci în casă. Și nu uitați că peste două zile trebuie să plătim și procentele lui Lebedev. Da, știu. Azi mă văd cu Lebedev și o să le rog să mă mai aștepte. Păi, când plecați? Acum. Ia, stai, stai. Azi nu-i ziua de naștere a șurăcicăi? Ba, da. De mine era sfânt. Și memorie de 2 bani. Am plecat. Mă duc să fac o baie, mestec niște tutun, dau 2-3 picături de strin medicinal și asta e. Am luat-o de la capăt. Nicolae Alexeevici. Vă supărați, vă enervați. Dar gândiți-vă la dracu că noi doi putem urni munții din loc. Uite, dacă vreți, pentru dumneavoastră sunt în stare să iau de nevastă pe Marfușa Babachina. Vezi, dar pe jumătate. Dar ce zic eu? O luați dumneavoastră pe toată. Mișa, termină cu prostiile astea. Ce prostii? Vorbesc serios. Vreți să mă însorc cu ea? Zeci trebuie pe jumătate! Sunteți un om atât de bun și atât de deștept! N-aveți simțul realității, sunteți molâu. Dacă ați fi un om ca toți oamenii, într-un an ați avea 1 milion, poate chiar mai mult. Dacă aș avea 2300 de ruble, într-o săptămână v-aș da înapoi 20.000. Dați-mi mie 2300 de ruble să vedeți că într-o săptămână vă dau înapoi 30.000. Mișa. Știu. Vă gândiți că asta e o afacere, dar nu e. Fiți atent. Hemalul celălalt, Ofseanov, vinde o bucată de pământ exact vis-a-vis de noi cu 2300 de ruble. Dacă noi cumpărăm bucatea de pământ, atunci cele două manuri vor fi ale noastre. Și dacă cele două manuri vor fi ale noastre, atunci nu știu dacă înțelegeți, dar vom avea cele două manuri. Construim o moară și îndată ce anunțăm că nu mai permitem accesul, să-i vedeți pe toți aia din josul râului cum o să se agite. Și noi, comozir, chestii, testii, reparații, vreți acces, trebuie să plătiți. Fabrica lui Zaleschi 5.000, Corolcov 3.000, Mănăstirea, Doamne ajută-ne, dă și ea 3.000, nu? Mișa, termină cu prostiile astea. Dacă nu vrei să ne certăm, ține ideile astea pentru tine. Ce prostii că vorbesc serios.
Da, sigur. N-ascultați de mine și tot ce spun e o prostie, nu? Grație, fie. Doctori, avocați, tot una. Deosebirea că avocații dau doar din gură, în timp ce doctorii te mai și omoară. Persoanele de față se exclud, bineînțeles. Șarlatani, exploatatori. Bine, poate că undeva prin jungla africană să mai fie și excepții, dar eu unul a cheltuit pe doctori mai bine de 20.000 de ruble și n-am întâlnit unul care să nu fie scrop cu acte în regulă. Nicolae Alexevici, problema e că nu faceți nimic și nici pe mine nu mă lăsați să fac ceva. De-aia n-avem bani. Mișa, termină odată cu prostiile astea. Vinovat. Ce mai zici, doctor? Ce spuneam și de dimineață, trebuie să plece în Crimea. În Crimea? Dar ce, Mișa, noi nu suntem în stare? Da, da, ca să plece în Crimea îți trebuie mijloace. Să presupunem că fac rost de bani. Ea nici nu vrea să audă de o așa călătorie. Da, așa e, nu cred. Auzi, doctore? Ana Petrovna e așa bolnavă că trebuie numai decât dusă în Crimea? Da, tu se ai agravat. Adevărul e că la cum arată mi-am dat și eu seama că nu mai trece mult. Vorbește mai ce se aude în casă. Asta e viața, doctore. Ca o floare pe câmp. Vin în țapă, mănâncă și adio viață. Prostii și iar prostii. Prostii și prostii. Eu, domnilor, mă tot trebuie să nămăs pe Nicolae Alexeevici să facă bani. Dar el nici nu vrea să audă. Îmi bat gura de pomană. El vrea melancolie, tristețe, boală. Ești genial. Ai aminte, brici, ai tot felul de idei, înveți pe toți cum să trăiască. Ia învață-mă și pe mine ce trebuie să fac. Mă duc să fac o baie. Conte, aveți 20 de rezolvări. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, într-o săptămână aș avea 10.000. Cum să fac? Hai, învață. Nu e vorba de învățat aici. Uitați-vă. Nicolae Alexeevici, dați-mi o rublă, vă rog. Mersi. Aveți atâția așa în mânecă, că dacă aș fi în locul dumneavoastră, într-o săptămână, aș avea 30.000. Ce aș? Haideți să vă spun. Oameni de prisos. Vorbe de prisos. Nicolae Alexeevici, trebuie să stăm de vorbă serios. Despre ce? Despre Ana Petrovna. Nu e de acord să pleci în Crimea, dar dacă ați însoțit, eu sunt convins că ar pleca. Dar dacă să pleci în Crimea, îți trebuie bani și nici concediu nu mai pot să-mi iau, că mi-am luat deja anul ăsta. Cum să zicem, dar cel mai important medicament pentru această tusă e o tigmă, aia soția dumneitare nu are o clipă de liniște. O chimie pe timp purtarea dumneavoastră. Iertați-mă că vă spun așa, dar purtarea dumneavoastră o ucide. Poți să plec, nu vă dați seama. Ba da, doctor, ba da. Așa e. Nu știu cum să-ți explic. Gândurile mele s-au împleticit. Eu nu mai înțeleg ce-i cu mine. Nu știu dacă mă înțelegi. M-am surat din dragoste pe Dimaș, am jurat să-l iubesc veșnic, dar... Îmi spui că o să mor în curând. Nu simt nimic. Nici dragoste, nici milă, ci doar un bol imens. Nu știu dacă mă înțelegi. Da, Anita e o femeie extraordinară, e deosebită pentru mine, și-a lăsat părinții, și-a lăsat averea, și-a schimbat până și credința. Și dacă i-aș mai cer 100 de sacrificii, l-ar face fără să clipească. Dar eu n-am făcut nimic. Nu m-am jertfit deloc, înțelegi? Nu știu dacă înțelegi. Hai să facem câțiva pași. Problema este că nici nu mai înțelege ce e cu sufletul. Pe cuvântul meu, omul ăsta nu e un escroc oarecare. Și un adevărat filozof. Un virtuos al gândirii. Și n-a terminat nicio școală pentru asta. Asta e credibil. Hai, ce escroc genial ar fi ieșit din el.
poți ierta că l-o vindeca, nu fac două parale, nu înțeleg. Uite, vezi? Nici asta nu poți rosti fără răutate. Ești un om tare rău, Conte. Serios, ai multe răutăți. Ia spune-mi, Conte, ai vorbit vreodată pe cineva de bine? Ce fel de interogatoriu este? Păi, trăim sub același acoperiș de mai bine de 3 ani și nu te-am auzit niciodată vorbind despre cineva relaxat. Uite, fără să-ți faci joc, fără să râzi, așa cum ai făcut acum. Ce ți-au făcut oamenii cu altă? Nu cumva te crezi mai bun decât toți? Oh, în niciun caz nu cred așa ceva. Sunt la fel de ticălos ca și ceilalți. Un moveton. O cizmă. Îmi dau cu pumnii în cap. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Am fost bogat, liber, chiar puțin fericit. Dar acum, un profitor. Un parazit. Caragios fără rost. Mă aprind în jur, iar toți ceilalți râd de mine. Dacă râd și eu, să uită pe râși și zic că a luat o raznă, e clar. Văzut de cele mai multe ori nici nu mă aud, nici nu mă observ. Ia cântă. Cine? Păcuveaua. Cântă în fiecare seară. Las-o să cânte. Mai rău dată ce se poate întâmpla. Hei, dragă Sara. Ia să câștig eu vreo 200 de mii, v-aș arăta eu cum se trăiește. Aș pleca de la pomană, aș pleca din fundătura asta și nu mi-am mai călcat piciorul pe aici până la judecată de apoi. Ce ai face dacă ai câștigat? Primul lucru, aș pleca la Moscova, să ascult țiganii. Pe urmă, aș pleca la Paris. Aș închiria un apartament, aș duce la biserica rusească. Și altceva? Aș sta zile întregi la mormântul soției mele și aș medita. Aș sta așa până când m-aș sfârși și eu. Soția mea e mormântată la Paris. Ce plictiseală! Hai să cântăm un duet, nu vrei? Hm? Hai! Ai partiturile! Am scris o mâncă. Hai, pa! Spune experiență, tu n-ai trecut prin ce am trecut eu. Eu am 35 de ani, am dreptul să-ți dau sfaturi, cred. Doctore, construiește-ți viața ca la carte. Cu cât fondul e mai cinușiu și mai monoton, cu atât bine. Nu te lupta cu mulțimea, nu te da cu capul de pereți, nu te lupta cu morile de vânt. Fă-ți treburile mărunte date de Dumnezeu. Încuie-te în propria carapace. Așa e cel mai cinstit, e cel mai bine și e cel mai sănătos. Așa viața pe care am trăit-o eu, Doamne Dumnezeu, câte greșeli, câte absurdități. Nicolae Alexievici, v-am ascultat cu atenție și iertați-mă să vorbesc fără ocoliși. În glasul dumneavoastră, în intonațiile dumneavoastră, ca să nu mai vorbesc de cuvinte, răzbate atâta egoism, atâta cinism, fără sens. Omul de lângă dumneavoastră se stinge tocmai pentru că e atât de aproape de dumneavoastră. Zilele sunt numărate, atunci astfel vă plimbați, dați sfaturi, sunteți indiferent. Nu prea știu să mă exprim ca lumea, dar nu sunteți profund atipat. Tot ce se poate. Tot ce se poate. Probabil vezi lucrurile mai bine, le vezi din exterior și... Așa e mai bine. Vinovat, sunt vinovat. Cred că am un hamat ca ai, mă duc să mă îmbrac. Doctore, tu nu mă iubești. Și nu te ferești să ascunzi asta. Ai respectul meu. Doamne Dumnezeule, ce om imposibil. Iar am pierdut ocazia și n-am vorbit cu el așa cum vreau. Nu pot să vorbesc normal cu el. Nu încep să deschid gura, să pește limba de cerul cu ieșit. Apasă.
Pe acest escroc sentimental. Îl detest din toată inima. Poftim acum plec. Iată lui nevastă nu visează decât să stea cu el. Măcar o seară să stea cu el. Dar el nu poate. Are nevoie de cine știe ce aventuri mizer. Știu foarte bine de ce se duce în fiecare seară la acești lebedevi. Știu foarte bine. La urma urmei, Nicolae, neomenos ceea ce faci. Pleci în fiecare seară și noi rămânem singuri. Data plictiseală ne culcăm la 8 seara. E scandalos, asta nu e viață. De ce mă rog dumneata să pleci noi, nu? De ce? Ania, cum să pleci dacă ești bolnav? Știi foarte bine că n-ai voie să ieși după apusul soarelui, treabă și pe doctor. Trebuie să mai gândești și tu un puțin, nu mai ești un copil. Și tu de ce să pleci? Plec la dracu, să mai ia gaia, dar să mai stau aici. M-am plictisit, m-am tâmpit de atâta plictiseală, m-am suturat de tot și de toate. Mă lași aici cu ea să nu-i fie urât, dar am mâncat-o de via, am devorat-o. Lasă-l, Conte, să plece dacă nu este atât de bine acolo, de ce să nu pleci? Ania, ce-i cu tonul ăsta? Eu mă duc acolo ca să mă distrez. Știi foarte bine că trebuie să rezolv problema cu poliția. Oameni, putem să nu ne mâncăm unii pe alții, vă rog frumos? Ăla, puișurile, te-i împor. Ia-mă cu tine. Mai voi și eu niște proști, niște scroci, mă mai distrez și eu. De la Paște n-am mai fost nicio. Te rog. Te rog. Te rog. Bine te iau. Da? Mare. Mersi. Poți să-mi iau pălăria aia ta de paie? Da, poți, dar mai repede. M-am săturat de voi toți. Colegi, Vitule, rămâi acasă! Să plec seara de acasă. Știu că e nedrept și aspru din partea mea, dar te rog, permite-mi această nedreptate. Aici mă chinui îngrozitor, dar dacă ajung la Lebedev, acolo mă chinui și mai rău. Și când mă întorc aici din nou chin. Pur și simplu simt nevoia. Alea, dacă ai rămâne, putea vorbi așa cum o făceam înainte. Am luat micul dejun împreună, am citit. Uite, am învățat niște duete, poți să ți le cânt? Chiar nu știu. Și de ce nu pot să vin și eu cu tine în toate cele se? Dacă chiar vrei asta, te rog, ești invitata mea. Bine, mai bine să vorbim direct atunci, să vorbim pe șleau. Când începe suferința asta, când începe chinul, pur și simplu nu te mai iubesc. Simt nevoia să plec. Anita. Așa se fix, intrați în casă și de acolo nu mai ieșiți până în direcție. Dumnezeu la serii nu vă face bine. Am înțeles, să trăiți.
înțeles să trăiți, eu vorbesc serios. Da, și eu n-am chef să fiu serioasă. Vedeți? Vedeți? Unde e Nicolae? O mă macai! Apte bună frumusețe. Du-te și lasă. Auzi, doctore? La bucătărie cântă. Noi și birjari și bucătărese le-au valorile lor, numai eu. Rămas aici, părăsim. Hai, ce te dăte învârți încolo încoace? Vino aici, stai lângă mine. Nu prea pot să stau. Doctore, tu ai mamă, ai tată? Tata a murit, mama mai trăiește. Și nu ți-e dor de mama ta? Nu, n-am timp să-mi fie dor. Încep să cred, doctore, că soarta mi-a jucat festa. Există atâția oameni care n-au făcut nimic și sunt fericiți. Fără să plătească nimic. M-am plătit pentru tot. Și încă cu ce preț. De ce să plătesc așa de scump? De ce? Tu ești atât de bun, atât de delicat, cum ți-e teamă să-ți pui adevărul, dar chiar crezi că eu nu știu care e adevărata mea boală? Știu, doctore. Știu foarte bine. De fapt, e plictisitor să vorbim despre asta. Nu știi vreun ban bun? Nu prea știu să spun ban. Nicolae știe. Încep să mă întreb de ce sunt oamenii atât de nedrepti. De ce la iubire nu se răspunde cu iubire și de ce adevărul e răsplătit cu minciuna? Cât crezi că o să mă mai urască părinții mei? Locuiesc la mai bine de 50 de verste de aici. Eu le simt ura în permanență, zi și noapte. Și cum ai spus? Că eu trebuie să înțeleg tristețea lui Nicolae? Îmi spune că atunci când vine seara, nu mă mai iubește. Eu pot să accept și să înțeleg asta, dar tu gândește-te că... De fapt, el nu mă mai iubește deloc. Știu, e de necrezut, dar... Ce gânduri negre am, doctore, iartă-mă, tu n-ai familie și nu poți înțelege multe de asta. Vă mire toate astea? Pe mine mă miră cum puteți să fiți așa. Vă rog, explicați-mi, făciți-mă să înțeleg. Cum de femeie atât de cinstit, aproape ca o sfânt, să se lasă târâtă în acest cuib de cuvânt. Cum ați ajuns aici? Ce aveți în comun cu acest personaj rece, fără suflet? Hai să lăsăm pe soțul dumneavoastră. Ce aveți în comun cu această lume mediocră, voluminoasă? Doamne Dumnezeule, contele ăsta smintit și cu Mișa, un escroc între escroci, un filosof de doctorare. Cum ați ajuns aici? De ce vă aflați aici? Uite așa, exact așa îmi vorbește și el, numai că vezi, el are ochii mai mari ca dumneata și atunci când vorbește cu pasiune, îi se aprind ca doi cărbuni în cinci. Zi mai departe, doctor, zi. Ce să vă zic? Mergeți în casă. Tu spui că Mișa e așa și pe dincolo, că face și că drege, dar de unde știi toate astea, doctore, nu? Chiar crezi că poți cunoaște un om după nici 6 luni? Doctor, el e un om minunat și mie îmi pare rău că nu l-ai cunoscut acum 2-3 ani. Era o încântare, eu m-am îndrăgostit de el la prima vedere, atât mi-a spus. Hai, și-am lăsat tot, după cum bine știi. Familie, casă, credință, l-am urmat. Am tăiat toate legăturile cu trecutul, așa cum tai cu foarfe ca niște frunze uscate. Sigur. Azi e tăcut, trist, posomorât. Pleacă în fiecare seară la lebede să se curteze cu alte femei. Și eu stau aici și ascult cum cântă cucuveaua. Frații, ai, doctore? Nu, n-am.
nu-mi dau niciun ban, mai tot și sufletul pe dos. Nu refuz, de bună voie refuz! Să danseze, nu știu, nici să poartă conversații, nici să bea ca lumea. E, tu dale, numai așa să vezi cum
important e să bei cu rost. Păi pe vremea mea, după ce stăteam în brânci cu învățatul, seara mergeam într-o familie mai primitoare și să fi văzut atunci petrecere. Până în sol și dăi și dăi și dăi și dăi, până ți se pot molea limba în gură. Și acum ăștia din ziua de azi eu nu-i înțeleg. Nici cal, nici măgar. În tot ținutul ăsta, unul singur e mai valabil, dar și ăla e însurat. Și din câte am auzit, a luat-o și razna. Dar cine e ăsta? Cum cine e? Nicola și Ivanul. Aaa, da, da, bărbat da, frumos ca lumea, dacă am nefericit. E, da, și cum ai vrea drăguța mea să fie fericită? Dragiu, ți-a parlat, Doamne, Dumnezeu, ai așa? Păi de-asta căsătorit, sărac, fiind cu evrica lui, și ce crezi? A crezut că o să vină părinții cu munții de aur după. Și ce crezi că s-a întâmplat, am pedut? Ia dacă o crezi drăguța de ea? Și părinții n-au mai vrut să știe nimic de ea și au și blestemată. Doamne, 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 da? Acum îi pare rău, dar e cam târziu? Dar nu e adevărat. Șurăcica, dar cum adică nu e adevărat? Dacă n-ar fi avut niciun interes, de ce ar fi luat o evreică? Dar ce au dispărut rusoaicele? A greșit, sufletele, a greșit. Dar ce pozești acum de pe urmă? Ci că vine seara acasă și spune carte din casa mea. No. Părinții tăi m-au tras pe sfoară, ba, dar și unde să meargă? Să meargă să muncească, dar nu e obișnuită cu munca. Părinții ei nu mai primesc. Și o ceartă, o tot ceartă până intervine Contele, dacă nu era Contele, de mult era pe lumea cealaltă. Da, și când o cuie pinguță și zice, stai acolo, mama ta, până unde fi mai el, stai! Că lasă-le să trâncănească. Da, doamne, dacă ar fi Borghin, care să aibă grijă de gospodărie, ar fi murit de mult, de foame, cu tot cu evreica lui. Da, 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 și noi ce-am pătimit. E, na, da, 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 așa am pătimit, că numai Dumnezeu știe cât am pătimit. Vrei sau nu? De 3 ani de zile ne datorează 9.000 de ruble. 9.000 de ruble! Foarte mult! 9.000 de ruble, da, păi drăguțul de Pașenca, drăguțul de Pașenca, de ce să-l împrumute? Pentru că nu știe, doamne, nu știe, am zis, nu știe, dar nu știe cui să-i dea și cui să nu-i dea. De împrumut în sine, nu mai vorbesc. Da, da, măcar dobânda să vorbim, da, 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 să vezi zis asta de 1.000 de ori. Mamă, să vorbiți în felul ăsta despre un om care nu v-a făcut niciun rău! Ce rău v-a făcut Ivanov? Spune! E vinovat, nu e vinovat Ivanov! E vinovat că se încrede prea mult în oameni! I-au luat tot și l-au prădat! Numai cine n-a vrut n-a profitat de bunătatea lui sufletească! Tatăl m-a trăturat, tată! Ivanov, Ivanov și iarăși Ivanov, dar alte discuții chiar nu mai există, e plictisitor! Tot mai pui bani la ce-o n-am zis, Zuzușca? Ai strâns milionul?
Știi noi cât pierzi la greu. Pașa, zici cinstit, ai strâns milionul? Habar n-am, conte, ia mai întreabă odată pe Zuzușca. Și bobonelul nostru Dolofan face în curând milionul. Mai frumoasă, mai rotunjoară, pe zice tu, ce ce înseamnă bani, vezi? Dar vă mulțumesc mult, conte, pentru compliment, dar nu-mi plac glumele proaste. Dar ce, astea sunt glume? Nu, sunt vorbe spuse din adâncul sufletului. Pe dumneata și pe Zuzușca vă iubesc la nebunie. O încântare, un regal. Nu mă pot uita la voi cu indiferență. Gabriela! Gabriela! Stai ce lumine, domne, de ce s-a dat nu-și facă nimeni? Dar vă rog, lăsă un loc! Dar Nicolae Alexeevici, cum mă mai duce cu sănătatea soția dumitale? Rău. Doctorul a zis clar și răspicat că are tuberculoză. Oameni, dar noi toată o iubim atât de mult. Prostii și iar prostii, n-are nicio tuberculoză. În viața mea n-am crezut nici pe doctor, nici pe avocat. Nici pe femeie. Dar tu ai devenit un tip foarte interesant. Ți-ai tras haina asta de mizantrop pe tine și o porți cum poartă prostul, tichia pe cap. Tu pare așa unul ca toți oamenii, dar când începi să vorbești, tu venind, rănești din stânga, în dreapta. Și ce ai vrea să faci? Mă pun cu toți ticăloșii, cu toți scroci? Dar unde vezi tu aici ticăloși și scroci? Persoanele de față se exclud, bineînțeles, dar... Niciun dar, Matvei, niciun dar, că tot e o scorneală a minții tale. O scorneală a minții mele. Zici așa pentru că nu ai o viziune de ansamblu, asupra vieții, de aia. Ce să am? Ce viziune de ansamblu să am, Matvei? Că stau și clipă de clipă, mai aștept sfârșitul, da? Asta este marea mea viziune de ansamblu. Știi ceva, frățioare? Noi doi nu prea mai avem timp să ne facem viziuni de ansamblu. Aia e! Gavrilă! Hai mai lasă-o, te-ai gavrilit destul. Uită-te și tu ce nas roșu ai. Hai mai lasă-o, Matvei, că nu mă duc să mă însor. Gavrilă! Ce mai face? Că n-am mai trecut de mult pe la regiunea părății de tot. Nu pot să-l supăr cinstea într-un chipat. Merge, vorbește și pe frunte este scris într-un om cinstit, nu? Mor de plictiseală cu el. Un doctorat sec, fără noață. Numai munca cinstită. Ți-o spune la fiecare pas. Se repetă ca un papagal și cine nu spune ca el, ăla e un tâmpit. Vine aseară la mine și Tamne Sam îmi zice, dumneavoastră, conte, nu sunteți profund antipatic. Vă mulțumesc frumos, îi zic. Băi, și ne-a zis-o așa oarecum, nu? A zis-o cu vocea tremurândă, cu folcile întreștate. Păi, și tu când erai tânăr, erai la fel. Da, așa e, am fost și eu tânăr și lipsit de minte. Îi denunțam și eu pe proști și pe ticăloși, dar în viața mea mi-am spus hoțului în față că e hoț și n-am vorbit de funie în casa sponsoratului. Eram o persoană educată. Ce vrei? Acum toți tinerii sunt pătimași. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la... artificii bengaleze din producția proprie. Fie ca ele să lumineze noaptea așa cum tu luminezi tărâmul acesta întunecat. Ha? Și ce vor? Deci, nu știu, curățau stufărișul. De ce nu
dați în arendă? De ce nu-l dai în arendă acest Iuda? Bă, nici nu m-am gândit la asta, Mișa. Dar ultima face nu mai târziu, da? Acum, nu știu, răsare din nou în fața ta! Să facem ceva! Stăm așa jos ca la mormântare? Nu! Niște gajuri, niște bancuri, artificii, dar v-ați ascunsă! Sunt plictisit și așa mă doare capul într-o zi. Hai sus pe terasă, vrei? Hai, hai să mă hai, hai, hai. Uite, domne, ce înseamnă să fii un om tânăr. Uite, a venit câteva minute, ne-am veselit pe toți. Ceva de mâncare oamenilor. Sunt tineri, nu s-au fi făcut foame. Dar nu i-am dat dulceață de coapă. Hai, să spui jumile. Gavrilă! Ia restul și stinge și jumile. Hai! Munceam mult și nu oboseam niciodată, acum nu mai fac nimic, nu mă gândesc la nimic, dar mi-a obosit și mintea și tu. Mă chinui conștiința și ziua și noaptea, simt că sunt profund vinovat, dar încep constat această vinovăție, nu pot să înțeleg. Mai e și boala soției mele și lipsa banilor și pârfele, intrigile, prostia fără marginea lui Borchin. Spun cinstit, nu e silă de casă, nu vine să mă mai duc acolo niciodată. Nu mai pot să supor nici măcar prezența soției mele. Soția mea care mă iubește. Vechea mea prietena. Iartă-mă, am venit aici să mai vin de probleme și eu de tot la ele mă gândesc. Sper că nu te super că am acest acces de sinceritate. Iartă-mă, o să mă retrag. Nu, Nicolae, te înțeleg foarte bine. Tu ai nevoie de un om care să te îngrijească și să te iubească. Nu, mă, dragostea adevărată te mai poate salva acum. Oh, asta mai lipsește mie acum. Îți spun cinstit, îți mărturisesc că pot suporta orice și lipsa banilor și bârfele și bătrânețea mea timpurie. Pot să suport și moartea soției mele, dar nu pot trece peste faptul că eu, un om sănătos, am ajuns un fel de Hamlet. Am ajuns un om deprisos, Sasha. Iartă-mă, te rog, imediat. Zinaida Savișan, aș vrea să vă rog ceva. Da, Nicolae Alexeevici. Da, știți, mâine este scadența. Aș vrea să vă rog dacă se poate, dacă îmi puteți acorda o amânare sau dacă puteți aștepta să adaug procentele la capitală. Până... Nu. Măcar să... Nu. Acceptați... Nu. Nu. Nu, Nicolae Alexeevici, pentru că așa a fost vorba, Nicolae Alexeevici. Știu. Păi atunci te gândești la mine, sărmane, de mine, că sunt săracă. Nu, Nicolae Alexeevici.
Tu ai nevoie de bani, tu ai nevoie de un soț. Vrei să devii contesă? Doamne, Micii! Mișa! Sau, lucrurile astea nu se fac așa. Răspundeți cu da sau ba. Dacă ar da, contele ar putea și singur să... De ce nu la urmă? Pomponel. Suflețelul meu. Bombonica mea. Raza mea de soare. Prăjitorico. Hai, gata, gata, plecați că m-ați amintit de tot, hai. Stați unde plecați! Ce faci? Ne prăzi cu data opa, ce atâtea mă? Conte, veniți la mine două, trei zile. La mine e distracție, nu ca aici. Și vedem, asta e o glumă? Cine se glumească cu astfel de lucruri? Eu, contesă? Contesa, babachina. Contesă? 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 Contesa, babachina! Congrese, în armări, discuții.
Știți ce aș făcut dacă eram în locul lor? Adunam toți câinii de pe Mahala, îi injectam cu serul lui Pasteur și dădeam drumul la inamic. În mai puțin de o lună toți erau trăbați. Câte înseamnă pățâna asta, contentăm de unde poate să iasă atâta idei mari. Adevărat, virtuos. Bravo, Michel, Michel, ești ne-ai dat gata. Domnule, eu văd că vorbim glumind, dar te văd că asta nu se prea preocupă nimeni. Ia, haideți, vă rog frumos, repetim, sănătate, sănătate, repetiți. Nu mi-a luat-o vina. Ce ne facem fără ea? Nu e adevărat, castravecerii sunt totul. De la facerea lumii, niciun gânditor nu a descoperit ceva mai bun decât castraveciorii. Mante, văd că e bună și cu icre, dar cum trebuie să știi să le faci? Fii atent! Iei un sfert de kil de icre alese, două fire de ceapă verde, niște unt de casă, amestești tot și știi cum? Știi cum? Deasupra un strop de lămâie foarte curată te dă gata de la prima înghițitură. Domnilor! Repetir, sănătate, sănătate, Conte, repetir. Oh, am fost eu convins. Doamne, doamne. Vă foarte mulțumesc. Dar ce înseamnă asta? Trebuia să stăm peste cap o femeie cinstită? Se visează acum contesă, nu mai doarme noaptea, nu mai mănâncă. De ce trebuia să facem o măgărie de genul ăsta? Ba, sunteți convins, ba, nu mai sunteți. Vorbește serios. Bineînțeles că vorbește serios. Azi mă însor, mâine nu mă mai însor. Dar ce înseamnă asta? Și la urma urmei, de ce să nu o fac și pe asta? Uite așa, de-al dracu că o fac, o fac! Repetim, 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 hai, repetim, domnilor, vă rog, stați un pic, apare sculat înălțimea voastră! Doctore, dă-mi ajutor, frică-mi că am să mor! Nicolae Alexievici încă n-a venit? Nu, puișor! După cum bine vezi, noi îl așteptăm de mai bine de o oră. Auzi, doctore, cum ai cu sănătatea Ana Petrovna? Nu se simte foarte. Crezi că am putea să mergem să-i prezentăm omagile noastre? Nu, în niciun caz, cred că acum doarme. Doctore, te rog, ai grijă. E o femeie plăcută, o femeie simpatică. De ziua Șurocei, când a leșinat la noi, am privit așa, am înțeles că nu mai are mult de trăit. Dar nu pot să înțeleg de ce i s-a făcut rău atunci. Am dat buzna în salon, am privit-o, zăcea palidă pe podea lângă ea, Nicolașa la fel de palid și el, Șurocea, în lacrimi. Ia spune-mi, tine resurgitor al științei, cum se face că atunci când doamnele suferă, apare un doctoraș tinerel să le salveze?
E o mare descoperire. Una mare de tot. Ce privire. Ai conte că și pe tine te mănâncă limba. De ce l-ai supărat? De ce minte? Tuberculoză, fără speranță, o să moară. Minte, nu pot să suport. Dar de ce spui că minte? Nicolae Alexeevici, acasă? Nu e acasă. Nu e acasă. Păi în cazul ăsta vă rog să-mi iertați. Plec. Treburi, nu-mi văd capul de treburi. Abia mai stau cu piciorul. Alo, 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 de unde ai apărut? De la Barabanov. Toată noaptea am jucat. Acum am terminat, nu de mult. Am pierdut tot ce aveam. Barabanov ăsta joacă ca ucis. Păi fii atent aici. Eu joc cu treflele și el cu tobele. Și merg eu, merge și el. Merg eu, merge și el. Lasă-ne. Și fără nicio remiză. Și joacă patru trefle. Lasă-ne. Și eu am mișa. Eu am asta, am damă, am valetă. Conte. Am damă. Am plec de aici, și asta ăla de pică nenocesc, că dacă nu-l juca, ăla vă. Pleacă de aici, că trag. Dar dracu să mă ia, că n-ai cu cine vorbi. Trăim ca în Australia, domnule. N-avem spirit de echipă, n-avem interese comune. Fiecare pe barba lui. Plec gata că e timp. Timpul e bani. Vinovat. Nicolae. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Ceva foarte important. Și eu am ceva de vorbit. Nicolae Alexeevici, putem să discutăm. Vreau omul ăsta să-mi spună ceva, ai răbdare! Așa, poți să vrei cât vrei, că știu că asta e boala ta, dar te rog frumos, nu-i mai da și unchiul, îi face rău. Doamne ferește, moare mâine poi mine, e un copil bătrân. Ce vrei? Uite ce e, Nicolae.
bun simț. Nicolașa, înțelege că mi-e rușine, mi se pleticește limba în gură. Sunt un om de nimic, sunt o câlpă, sunt o zdreanță, sunt o cizmă. Pașa, despre ce e? M-a trimis nevasta, prietene, dură-te și plătește odată poliția aia nenorocită, că m-am nebunit, nu mai știu ce să fac. Nicolae, nu mai vrea să aștepte. Așa. Știi că n-am niciun ban. Știu, știu, dar ce vrei să fac? Nu mai vrea să aștepte. Dacă te va ataca în instanță, cum o să mă mai uit eu și Șurocica la tine? Pașa, mie însumi rușine, îmi vine să intru în pământ, dar ce vrei să fac? Nu mai am nicio soluție. De fapt, singura soluție este să așteptăm până la toamnă când o să vând... Nicolae, nu mai vrea să aștepte, n-auzi? Situația ta e delicată, dar a mea e și mai rea. Nu mai am nimic de vânzare. Nu mai am nimic. Uite ce e, Nicolae. Eu știu că o să te amărăști. Dar te rog eu din prietenie. Uite-te la mine ca la un prieten, te rog din suflet. Am ceva ascuns aici. Iar, Nicolae, nici un suflet din casă nu știe de banii ăștia. Banii sunt pe masă, sunt 1100, te duci astăzi la ea, îi mânezi personal și îi spui poftim, țin ai de asa să stai în gât! Dar, te rog eu, Nicolae, să nu cumva să afle că ei de la mine, că nu știu ce o să pățesc, o să mă ia drag, o să mănânc numai dulceață de coafeze toată viața. Iar, Nicolae. Și e și deșteaptă. Vine aseară la mine și am început să vorbim despre toate problemele astea și știi ce mi-a zis? Mi-a răspuns cu un aforism. Zice, păticuțule, licurici luminează noaptea ca să-i vadă mai bine prădătorii și să-i mănânce. Așa e și cu oamenii buni. Ei există doar ca să aibă ce vorbim toți neisprăviții. Ce-i cu mine? Nu știu, prietene. Am tot vrut să te întreb și eu asta. Dar m-am cam temut. Nu știu, Nicolae. Nu știu. Nici eu. Nici eu. Nu mai înțeleg. Adică... ce vreau să zic? Am avut un muncitor, Simeon. Îl țin minte simplu. Odată pe vremea trăirișului, a vrut să se dea mare în fața unor fete. Și-a pus în spinare 2 saci de grâu și și-a rupt spinarea. A murit la scurt timp după. Cred că asta mi se întâmplă mie acum. Școli, universitate, moșie, proiecte. Am
avut alte idealuri decât toți ceilalți. M-am însurat altfel decât au făcut-o toți ceilalți. Am avut parte de dragoste și de durere cum n-a avut nimeni altcineva în tot ținutul ăsta. La 20 de ani suntem niște eroi, dar la 30 de ani ne dăm seama că am obosit și nu mai suntem buni de nimic. Din ce vine oboseala asta? De unde? Sau poate nu e asta, nu știu, poate e altceva. Iartă-mă, Pașa, lasă-mă singur. În ce frățioare? Eu cred că te frământ prea mult. Prostii, Pașa. Prostii, Nicolae. Prostii. Prostii, fleacuri și nimicuri. Prostii, prostii, văd și singur că-s prostii. Te las. Jalnic, deprisos. Îmi urăsc hainele, mersul, mâinile, gândurile, ideile. Îmi urăsc tot. E caragios. E înjositor. N-a trecut niciun an de când eram în plină putere. Eram mândru, eram neobosit. Fierbeam de energie. Munceam cu mâinile astea. Știam ce înseamnă să fii entuziast. Știam ce înseamnă să te bucuri de mireasma nopților liniștite. Știam să emoționez până la lacrimi orice neisprăvit. Știam toate astea, credeam în viitor așa cum crez în ochii mamei. Și acum am obosit. Și cu toate astea nu simt nimic. Nu simt absolut nimic. Și când mă gândesc la Sara, i-am promis iubire veșnică, i-am promis un viitor la care nici n-am îndrăznit să se gândească vreodată. Și ce-am făcut din ea? În toți acești 5 ani n-am văzut decât cum s-a stins sub povara jertfelor pe care le-a făcut pentru mine. El nu mi-a reproșat o vorbă niciodată. Iar eu nu mai iubesc. De ce? De ce? De ce? Când mă gândesc la Sasha, un copil suferă pentru nefericirile mele, mărturisește dragoste mie, unui om aproape bătrân. Iar eu mă îmbăt din vorbele ei și strig o viață nouă, un nou început, fericire. Nu înțeleg, îmi vine să-mi trag un glonț în cap. Domnul Alexievici, trebuie să stăm de vorbă serios. Vă rog să mă ascultați. Te-am ascultat în fiecare zi și n-am înțeles ce vrei de la mine. Eu vorbesc clar și explicit, dar un om lipsit de inimă n-ar putea să înțeleagă ce. Dacă soția mea e pe moarte, știu asta. Că să ne spui de vinovat în fața ei și asta știu. Că ești un om cinstit, un om de onoare și asta știu. Ce mai vrei? O revoltă cruzimea omenească. Moare un om lângă dumneavoastră. Iar acest om are o mamă și un tată pe care îi iubește și ar vrea să-i revadă înainte de moarte. Iar părinții știu foarte bine că fata lor nu mai are mult de trăit. A blestemată fie această îndărătnicie. O reneagă în continuare. Sunteți omul pentru care aș fi totul și dragostea și liniștea și căminul. La dumneavoastră, în modul cel mai ostentativ, fără pic de rușine, vă duceți în fiecare seară la acești lebedevi. N-am mai fost acolo de 2 săptămâni, da? Nicolae Alexievici, mie place să spun lucrurilor pe nume. Aveți nevoie de această moarte ca să vă rezolvați problemele. Dar de ce atâta grabă?
De ce trebuie ca soția dumitale să moară astăzi și nu peste o lună, peste un an? Doctore, fac eforturi supraomenești să nu răspund acestor și... Lăsați asta. Lăsați asta. Pe cine credeți că prostiți? Chiar credeți că sunteți atât de greu de citit? Și că eu sunt atât de prost încât să nu fac diferența între o jigodie și un om cinstit? Se pare că nu ne putem înțelege. Te mai întreb o dată și vreau să-mi spui cât se poate de clar. Ce vrei de la mine? O ucideți pe Ana Petrovna! Și ce pot să fac? Măcar să vă ascundeți adevăratele intenții. Dar tu îți cunoști propriile intenții? Cine îți dă ție dreptul să mă judeci pe mine? Cine vă dă dreptul dumneavoastră să-mi puneți la îndoială onestitatea? Nicolae Alexeevici, mi-ați chinuit și mi-ați otrăvit sufletul. Până să vin aici, în colțul ăsta de lume, știam că există oameni răi, egoiști, nebuni. Niciodată n-am crezut că există criminal cu sânge rece care calcă pe cadavru. I-am respectat pe oameni, însă în clipa în care v-am întâlnit... Am mai auzit asta! Se pare că puteți înțelege cum nu se poate mai... Șura, tu ești? Șura! Da! Eu! Plecat? Ce, nu te așteptai? Șura! De ce nu mi-ai trecut de atâta timp la noi? E foarte imprudent ceea ce faci! Șura, pentru numele lui Dumnezeu, am jignit-o îngrozitor pe Sara și tu apare aici. Ce ești inconștientă? Ce vrei să fac? N-ai mai trecut pe la mine de două săptămâni, ai mai răspuns aici o scrisoare pe ochii mei, că te chinui îngrozitor aici, că poate ești bolnav, că poate ai murit. Șura! Am avut o noapte liniștită. Plec, plec imediat, spune-mi atât. Ești bine? Nu, nu sunt bine. Nu sunt deloc bine. Mă chinui eu pe mine, mă chinui toți ceilalți și tu apare aici. Dumnezeule, e foarte periculos ce se întâmplă, Șura, sunt foarte vinovat. Doamne, cât sunt de vinovat. Poate că ești vinovat. De ce ești vinovat? Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Trebuie să ne cunoaștem greșelile, nu? Trebuie să știm unde anume am greșit. Deci ce ai făcut? Zi. Ce ai făcut? Ai făcut fals în acte publice? Zi. Șura, nu-i de râs. Până nu râd. Poate că ești vinovat, că nu-ți mai iubești soția. Da, poate, dar omul nu este stăpân pe sentimentele lui, nu? Tu nu ai vrut să se întâmple asta. Poate ești vinovat pentru că m-a văzut pe mine când îți declaram iubirea mea. Da, poate. Tu nu ai vrut ca ea să facă asta, nu? Da, și așa mai departe, și așa mai departe. Am iubit, nu mai iubesc, nu sunt stăpânul sentimentelor mele. Toate astea sunt vorbe răsuflate, Șura, care nu ajută la absolut nimic. Romanul ăsta nostru nu e decât o temă bătătorită și de mult răsuflată. El, eroul principal aclacat, e demoralizat, apare ea un suflet curat, frumos, e foarte frumos, e adevărat numai în romane, în viața de zi cu zi. Viața de zi cu zi e la fel. Tu nu trăiești în realitate. Te uiți la mine și te pătrunde o spaimă sublimă. Îți închipui tot felul de lucruri. Îți imaginezi că sunt un al doilea Hamlet, când de fapt e vorba de un singur lucru, Șura, de un psihopat. Un psihopat cu toate accesoriile de rigoare, un psihopat demn de râs și de nimic altceva. Ar trebui să râzi în hohote în fața tuturor maimuțărilor mele. Tu ce faci? Ajutor, săriți, trebuie salvat. Simt că tot încărcătorul ăsta vă expune cumva. Ori o să sparg ceva, ori o să nu știu. Fă asta atunci, fă asta! Sparge ceva sau rupe ceva, hai! Sau, fii atent.
că am venit aici, hai, bate-mă, bate-mă! Hai! Ești caragioasă. Hai, tu nu înțelegi că orice femeie își dorește mult mai degrabă un nefericit ghinionist decât un bărbat cu putere, privilegiat de soartă? Pentru că femeia își dorește o dragoste activă. O dragoste activă? Doamne Dumnezeu, lăsa așa! Nu cred că mă înțelegi. Deci, voi bărbații nu vă vedeți capul de treburi, nu? Deci la voi dragostea e undeva pe planul 3. Totul se rezumă la câteva plimbări cu soția, două, trei lacrimi pe mormântul ei și gata. Dar la noi, dragostea e rațiunea noastră de a trăi, rațiunea noastră de a exista. Iubindu-te pe tine, eu nu mă gândesc decât cum să te vindec. Și sunt gata să merg cu tine până la capătul lumii. Dacă tu te prăbușești, mă prăbușesc și eu cu tine. Dacă tu te ridici, mă ridic și eu cu tine, înțelegi? Uite, de exemplu. Mai ții minte, acum 3 ani, pe vremea secerișului, că ar veni la noi, obosit și ard de soare și m-ai rugat să-ți aduc un pahar cu apă? M-am întors, dar mi-ai dus. 12 ore am stat în ușă să nu-ți deranjeze nimeni somnul. Și eram așa de fericită. Cu cât te sacrifici mai mult, cu atât simți mai mult, cu atât dragostea ta devine mai puternică pentru că tu o simți mai intens. Înțelegi? Ce bună ești tu! Ce curată ești tu, iar eu sunt... Am ajuns un caragios. Am uitat unde ne aflăm. Da. Trebuie să plec. Sper ca prea cinstitută, doctor, împins de simțul datoriei, să nu-i fi raportat deja în epitrofna că am venit aici. Fii atent. Ia asta. Mănâncă, da? Acum te duci în camera soției tale, da? Și stai acolo. Un an, doi, 10, cât va fi nevoie, da? Plângi, suferi, așa e normal, așa trebuie să faci. Dar ai grijă și de tine, da? Da. Eu simt că renasc. O să nici nu te gândești la mine. Dacă îmi scriu odată la câteva zile, eu o să fiu fericită. Eu îți scriu la des. Mai de mine, nu m-am văzut. Pariție minunat. Vineam să dau ochii cu proza și am nimerit la poezie. Are ceva la ea, Nicolae. Ceva deosebit. Fantasmagoria. Ceva ce nu vezi la toate. Nu? Și la urmă, urmă, e cea mai bogată mireasă din tot ținutul. Dar o mamă, nici dracu nu o să se atingă de ea. Bine, după moartea ei se înțelege. Tot o să-i revină în șurăci, cred. Ei, dar până atunci o să-i dea câteva zeci de mii, un fier de călcat ruginit, o să-l pună pe bietul ginere să-i cadă la picioare. Asta e viața. Mai tragem un fum, două. Țigări bune, marfă străină. Fumezi? În momentul ăsta nu mai vreau să văd picior de-al tău în casa mea. Ieși afară.
Dar ce ai? De ce te-ai supărat? Crezi că nu știu de unde ai țigările astea? De la? Crezi că nu știu ce vrei să faci cu bietul Conte? Și mă rog, ce treabă ai dumneata cu asta? Dar nu tu asta, vreau să ieși din casa mea. Ieși afară. Nicolae, Alex, ascultă-mă. Tu crezi că nu știu ce vorbe ai împărțit în tot ținutul despre mine? Tu crezi că nu știu cum ai făcut să par un om de nimic? Am înțeles, ești nervos și ești supărat, de-aia nu mă pot enerva pe tine, dar în ceea ce privește melancolia dumneavoastră, ar fi cazul să renunți la ea. Nu mai ești un licean! Pleacă în momentul ăsta din casa mea! Pleacă în momentul ăsta de umor! Poftim, a venit Șana Petrovna. Ce-a căutat ea la tine? Te mai întreb o dată. Ce-a căutat ea nu aici? Nu mă întreba. Pedepsește-mă cum vrei tu, fă-mi ce vrei tu, numai nu mă întreba asta. Nu pot să-ți răspund. Ce-a căutat ea aici? Anita. Deci așa. Acum înțeleg. Acum totul este foarte clar și înțeleg perfect. Ești un om rău. Ești un om josnic. Ești un om murdar. Mai țin minte când ai venit la mine și mi-ai spus că mă iubești? Nu? Eu te-am crezut ca o proastă și am lăsat totul pentru tine. Familie, credință, mama, tatăl meu, i-am lăsat și te-am urmat. Nu mințeai când îmi vorbeai despre bine și rău, despre adevăr, despre planul. Nu te-am mințit niciodată. Am crezut fiecare cuvânt. Ha? Dar nu te-am mințit niciodată, te rog frumos. Cinci ani am trăit alături de tine, am suferit, am îndurat boala, dar te-am iubit și nu te-am părăsit niciodată. Tu ai fost idolul meu și când colo tu mă mințeai cu nerușinare. Nu e adevărat, nu te-am mințit niciodată, n-ai dreptul să mă jignești așa. Acum știu că te-ai însurat cu mine pentru bani. Ai crezut că părinții mă vor ierta și îmi vor da banii, dar de asta te-ai însurat, de asta. Josnic, ești un om murdar. Acum știu tot și înțeleg perfect. Nu m-ai iubit și nu mi-ai fost credincios niciodată. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Nu ai voie să-mi spui asta, nu e adevărat! Dar lui Lebedev și ca să scap de datorie te dai la fata lui, îi sucești mințile. Recunoaște că ești un om murdar. Toate relele le puneai pe seama lui Porkin și când colo tu erai în spatele tuturor, acum știu și înțeleg tot. Ești un om rău. Taci din gură, te implor, taci din gură. Du-te la Lebedev, du-te să o încerc și pe ea, cum ai celălalt. O să mori! O să mori, Anita. Thank you.
arată triumful dreptății și al virtuții pe pământ. Adorat. Nu i-a ieșit să o jefuiască pe Ana Petrovna. Chinuit-o până a băgat-o în groapă, acum a găsit pară. Să fie la fel de greu făcut și cu asta. Până s-o trimită exact unde a trimis-o și pe Ana. La nouă la cer o să trăiască fericiți până la venit de toate. O să moară cu conștiința în păcat. Nu o să se întâmple asta. Să te trezesc. Să smulg masca asta prefăcută de pe chipul tău. Și o să afle toată lumea cine ești cu adevărat. Să te trezești din cele mai înalte sfere, în cea mai de jos, vreau. Sunt un om cinstit. Sunt un om cinstit. Menirea mea este să-i fac pe oameni să vadă ei. Nu treaba până la capăt și plec din cuibul ăsta nenorocit. Dar cum să fac? Să fac. Aseara m-am dat un slem mic la trefle și încolo am luat pe cel mare. Și din nou barabanul ăsta mi-a strigat toată figura. Păi fii atent aici. Jucam. Și eu zic pe rasă. El pas. Eu hop, două trefle. El în continuare pas. Hop, două caro, trei trefle. Și imaginează-ți, dacă îți poți imagina așa ceva. Că eu declar slem și el nu-mi arată baletul. Păi să fie arătat baletul și atunci... Aș fi acum arăște fără trefle, nu? Iertați-mă, nu pot să împărtășesc entuziasmul dumneavoastră, nu joc cărți. Mai e mult până se pleacă spre biserică. Acum încă puțin. O aduc pe Zizușca în simțit. Urlă, plânge, e milă de zestre. Nu de fică sa? De fică sa. E bună. De zestre. De zestre e milă. Dacă s-a însurat, înseamnă că nu se mai dea bani. Că nu poate să-l tragă pe cine la răspundere, nu? Spuneți-mi, ce părere aveți despre Ivanov? Joacă mai mult acum ce spune. Mi-a arăt trecut în postul mare, îți povestesc ce s-a întâmplat. Era la masa de joc, eu contele, vorbim și el. Și încep să-mi fac cărțile. Ce fel de om e? Cine? El? Ivanov, da. Strașnic bărbat. O pramace care trece prin foc și pară. El și contele, uite-ți frate de cuci, unde mai rău, hop și el. S-au pus cu jidoafca, au luat-o în barbă și acum adună zestrea de la Zizișca. E să fiu al naibii să mă bată Dumnezeu dacă într-un an de zile nu o să o aduc în sapă de lemn. Ascultă ce spun eu, în sapă de lemn. El pe Zizișca și contele pe babachina. O să înhațe banii și o să trească bine mersi fără probleme. Doctore, ești cam fain. Nu te recunosc. Băut un pahar cu asta. Sașa, stai jos, domnilor, vă rog un minut. Au, ce tablou. Un rege de pică și o damă de drept. Vreau frumos să ieși afară. Vino, rog. Așa. Sașa, te rog, ascultă-mă cu atenție și cu respect pentru venit. Treaba e că mama ta m-a rugat să îți spun că... Înțelegi? Adică eu nu vreau să spun toate astea, dar maică-te-a mi-a zis? Da, mai scurt, te rog. Bine. Conform zestrei, ți se cuvin 15.000 de ruble în argint. Te rog frumos, fii un pic atentă la mine. Mulțumesc. Ți se cuvin 15.000 de ruble în argint, dar având în vedere că Nicolae Alexeievici îi datorează mamei tale 9.000 de ruble, ăștia se scad. Ești mulțumită? Maică, te-am apus! Lăsați-mă în pace! Dacă te-ai respectat de puțin și dacă m-ai respectat și pe mine, nu ți-ai permite să vorbești în felul ăsta. N-am nevoie de zestrea voastră, n-am cerut-o și nici n-o cer. Rușiniți cu socoteile voastre. Și tu de ce te năpostești acum asupra mea? O să mă aduceți în halul în care o să fac cuțitul mine sau în cine?
Nu-mi place și gata. Ce nu-ți place? Nimic. Nimic nu-mi place. Uite așa, nu-mi place nimic și mă anunta ta nici măcar nu vreau să mă uit. Dacă mă șurăcica, poate că nunta ta este una dintre cele mai frumoase, mai înălțătoare cu principii, dar te rog să înțelegi, e ceva în ea ce nu-mi place. Nu e la fel ca celelalte nunți. Tu ești tânără, ești frumoasă, ești curată ca un diamant, iar el e vărbit, e consumat, e bolă de viață și nu pot să-l înțeleg. Dumnezeu fie cu el șurăcica, dar nu pot să-l înțeleg. E ceva ciudat la mijloc. Prea multă lume zice asta. Mai întâi moare Ana Petrovna, așa dintr-o dată, după care se căsătorește cu tine, tot așa dintr-o dată și... O să iasă scandal, o să ne mănânce de vid, dar e mai bine să-mi frungi gura lumii decât să te nenorocești pe toată viața. Nu, Doamne, nu, tată, nu, nu vreau, nu mai vreau să te ascult. E un om bun, trist și neînțeles, dar eu o să-l înțeleg și o să-l iubesc și o să-mi duc menirea până la capăt. Sașa, asta nu e menire, Sașa, asta este nebunie. Tată, uităm ce am vorbit, da? Nu mai înțeleg nimic, jur. Deci ori eu m-am tâmpit de tot, ori voi v-ați făcut odată atât de deștept, dar eu de stele sigur nu mai înțeleg nimic. Dracu să ia pe toți. Și pe mine, în primul rând. Dar tu ce mai ai? Am sofa. Am sofa încât nu numai mie să-mi fie greață de mine, ci și tuturor celor din jurul meu. Am sofa, pe cuvânt. I-am spus lui Borghi să anunțe locodana. Toți sunteți niște oameni de nimic, niște ticălăși, iar eu sunt cel mai mare dintre voi toți. Mai taci odată, te rog eu, mai taci odată, conte. Aici avem o nuntă, lumea se veselește și tu taca-taca-taca-taca-taca într-una. Doară ce ești, mai taci odată! Așa, dacă soarele strălucește, e frumos și la cimitir. Dacă ai speranță, e bine și la bătrânețe. Nu mai ai nicio speranță. Niciuna. Așa. Dăm niște bani. Ne-o s-o plătit pe luna cealaltă. Să fim la Paris, la mamă cu soție. În toată viața mea, am tot dat, am zis, mai multe jumătate de avere, dar
bani, dar de unde atâția bani? Că n-am! Unde e regele meu? Da, uite, ți-au venit și bani. Colte, dar cum îți permis să mă lași singură, nesuferitule? Nu pot. Poftim? Te urăsc. Poftim? Te urăsc. O să-ți vorbesc cât se poate de rațional, te rog să mă asculți. Mă îmbrăcam pentru cununie, mi-am văzut tâmpele cărunte. Mă uitam în oglindă. Șura. Nu trebuie. Cât timp nu e prea târziu, trebuie să terminăm cu comedia asta, fără sens. Eu am fost Hamlet, tu mica mea prințesă, gata, ajunge. Joc de mine. Și dacă aș putea să-mi bat joc de 100 de ori și să-i pun și pe ceilalți să râde de mine, aș face asta. M-am săturat. Șură. M-am săturat să mă plâng. Să-i mă lipsesc pe toți ceilalți din jurul meu cu durere. Să recunosc că am cedat în fața slăbiciunii. Că m-am afundat în această mocirlă melancolică. Să recunosc toate astea când soarele e sus pe cer. Când până și furnicile își duc până la capăt povara. Nu mulțumesc. Nu mai vreau așa. Să-i vezi pe unii cum îți plâng de milă și alții cum își bag joc de tine, slavă Domnului, încă mai ai conștiință și rușine. Înțelegi? Venind încoace, râdeam de mine însumi și mi se părea că răci păsările și copacii. Nicolae, tu ai nebunit de tot? Nu, n-am nebunit. Abia acum văd lucrurile în adevărata lor în mine. Gândul meu e la fel de curat ca și conștiința mea. Ascultă-mă, te rog. Noi ne iubim. Da! Dar nunta asta nu va avea loc. Așa nu am dreptul să-i nenorocesc pe toți ceilalți din jurul meu. Am otrăvit ultimul an de viață al soției mele. De când ești logodnic, am uitat să mai zâmbești. Ai îmbătrânit cu 5 ani. Tatăl tău, pentru care totul era limpede acum, nu mai înțelege nimic. Oriunde mă duc, în orice loc, în orice vizită, împrăști durere, nefericire, neîmplinire. Iartă-mă că vorbesc dur, că vorbesc cinic, dar nu pot să vorbesc altfel. Am eșuat. Ce soluție mai am? De băut nu pot să beau. Să scriu versuri proaste nu mă pricep. Să mă prosternez în fața lenei mele și să găsesc altceva mai bun, nu pot.
Lene-i lene și atât, slăbiciune-i slăbiciune și atât, alte denumiri nu pot să le dau. Sasha, te rog, te rog, te rog, dacă mă iubești, renunță la mine, te rog. Nu mai pot. La 30 de ani sunt bătrân, obosit. Mă trăiesc înfrânt, încenunchiat, fără speranță, fără idealuri, fără credință. Mă plimb printre oameni și nu înțeleg. Cine sunt? Ce vreau? De ce trăiesc? Nu mai pot. Am început să cred că iubirea e un joc prostesc pentru copii și munca e deprisos. Nu mai am putere. Nu mai am putere să așa. Bine, aici? Dumnezeule, ce situație! Ce faceți aici? Vă așteaptă lumea la biserică! Cum se poate așa ceva? Dumneavoastră trebuie să fiți acum la biserică, mireasa vine după, eu vin să o iau! Haideți, Doamne, ce situație! Nici măcar atâta lucru nu puteți înțelege! Nicolae Alexeevici Ivanov declară aici în fața tuturor că sunteți un ticălos. Vă provoc la duel. Ceea ce faceți este o josnicie impardonabilă. Eu vă provoc la duel. Domnule Borghi, pentru mine este înjositor numai să mă duelez, eu nici nu pot să vorbesc cu tine. Însă domnul Ivanov îi pot da satisfacție oricând. Stimate domn, eu mă duelez cu dumneata. De ce l-ați chinit? Spuneți-mi, domnule, frate, de ce l-ați chinit? Alexandra Pavlovna, am toate motivele să o fac. Am venit aici ca un om cinstit, așa că ascultați-mă până la capăt.